Bună! Sunt doctorul Vladislav Diebnar și prin această rubrică îmi propun să înțelegem anumite afecțiuni medicale și să conștientizăm riscurile care pot apărea dacă nu sunt tratate la timp. Astăzi vorbim despre testul Fallon în sindromul de tunel carpian. Dacă vrei să fii sigur, după ce ai trecut prin testul Durkan, îți propun și testul Fallon, o altă metodă prin care putem identifica sindromul de tunel carpian în faze incipiente. De asemenea, se simulează o compresiune pe nervul median și se compară cu simptomele pe care le acuză pacientul. Se pun mâinile într-o poziție specifică și se țin aproximativ 60 de secunde. Dacă după 60 de secunde furnicăturile și amorțelile în degete cresc în intensitate, avem suspiciunea de sindrom de tunel carpian și îți recomand o programare imediată la specialist. Atenție mare însă! Acest test este valabil doar în stadiile foarte incipiente, când avem amorțeli și furnicături intermitente. În stadiile severe, furnicăturile, amorțelile și durerea sunt deja permanente, deci nu mai are rost să efectuăm testul. Ne revedem data viitoare cu un nou episod din Sfatul Sănătos. Până atunci, dacă ai considerat această informație utilă, poți să o distribui și prietenilor tăi. Iar dacă vrei să găsești articole ajutătoare, poți accesa oricând site-ul besthetic.ro.